Circulația la plante. Lecție dedicată elevilor din clasa a 6-a. Circulația este funcția de nutriție prin care se asigură transportul substanțelor în corpul viețuitoarelor. La animale, substanțele sunt transportate de sânge, iar la plante, apa este vehiculul care asigură transportul substanțelor. Circulația la plante depinde de procesul de fotosinteză, transpirație și respirație. Fotosinteza se realizează în frunze cu ajutorul cloroplastelor, transpirația tot în frunze prin eliminarea vaporilor de apă, iar respirația în toate organele și celulele plantei asemeni altor viețuitoare. Circulația la plante se realizează prin trei procese: absorpția apei și a sărurilor minerale, transportul sevei brute și transportul sevei elaborate. Absorpția apei și a sărurilor minerale la plantele vasculare terestre se realizează în principal prin rădăcină la nivelul perișorilor absorbanți. Perișorii absorbanți sunt prelungiri ale unor celule epidermice, având pereți subțiri și realizând o suprafață de contact foarte mare cu suprafața solului. În cantitate mică, apa poate fi absorbită și prin frunze, de exemplu, apa din precipitații sau rouă. Seva brută este apa cu sărurile minerale. Ea este transportată prin vasele lemnoase denumite xilem de la rădăcină spre frunze în țesutul asimilator. Aici se realizează fotosinteza, proces prin care rezultă substanțele organice. Substanțele organice împreună cu apa formează seva elaborată, care va fi transportată de la frunze în tot corpul plantei prin vasele liberiene denumite floem. În concluzie, circulația la plante se realizează cu ajutorul vaselor conducătoare, care pot fi de două feluri. Vase lemnoase denumite xilem, care realizează un transport ascendent de la rădăcină spre frunze, și vase liberiene denumite floem, care realizează transport ascendent și descendent, deci în ambele sensuri, de la frunze în tot corpul plantei. Vasele lemnoase sunt alcătuite din celule moarte care nu conțin citoplasmă, astfel viteza de transport este mai mare decât în vasele liberiene. Sunt ca niște tuburi lungi, goale, fără pereți despărțitori, iar pereții celulelor sunt îngroșați. Vasele liberiene sunt alcătuite din celule vii cu pereți despărțitori, astfel viteza de transport este mai mică. Știați că durata de viață a perișorilor absorbanți este de 7-10 zile, iar plantele ierboase au mai mulți perișori decât cele lemnoase? Știați că absorpția apei la plantele acvatice submerse se face pe toată suprafața corpului, deoarece au rădăcină redusă sau lipsă? Vă mulțumesc pentru atenție!